Ideea e că tu cumva trebuie să treci pe acolo în dormitor, că eu n-am motiv să trec și să iei cheia de la mașină. El ar fi vrut și el să vină și mă panica atunci rău de tot. Poftim de unde vrei tu. Eu am vrut să-i vandalizez mașina mai tare, dar zice Nana, nu. Băi, numai ce m-am trezit și am avut un vis super rău și nu vreau să las timpul să treacă pe lângă mine. Ideea e că astăzi îi facem un prank lui Psycho. Am visat eu cum îi vandalizez mașina. Sincer să fiu, n-aș vrea să fiu singur în toată chestia asta. Trebuie cumva să vorbesc cu Nana, să vină să mă ajute. Și pe lângă asta, să văd cum fac rost de cheia de la mașina lui Psycho. S-o aduc aici în fața blocului. Vorbesc în momentul de față în șoaptă, pentru că Psycho e în bucătărie, mănâncă, am închis ușa frumos. Bă, hai să pornesc vlogul. Să văd cum vorbesc cu Nana, să fac să-mi aducă cheia de la mașină. Și să cum e și pe ați vandalizat mașina ca să nu se supere să ai doar pe mine. Oricum, dacă mai vreți clipuri de genul, abonați-vă, apăsați butonul de like, cu oameni buni. Și bineînțeles, când vă abonați, abonați-vă cu clopoțel. Și în mână vreau să încep o chestie super tare cu voi abonații. O să vedeți mai multe la mine pe story pe Instagram, așa că dați-mi follow și pe Instagram la 1robinetul, nu-l aveți pe ecran. Și hai să vorbim cu Nana. Ok, hai să-i scriem. Nana, hai să-i vandalizăm mașina lui Sai. Mergem la Lidl, că acolo e parcat o mașină. Ideea e că tu cumva trebuie să treci pe acolo în dormitor, că eu n-am motiv să trec. Și să iei cheia de la mașină, să duc mașina în fața casei. Nu, că poate să uită pe geam. Trebuie să duci mașina undeva. Cumpărăm ketchup, cumpărăm făină, cumpărăm tampoane, cumpărăm toate astea. Și o facem rău. Real, vezi că chiar nu știe, nu i-am zis. Deci eu am avut în cameră și cumva trebuie să iei cheia. Fără să vadă și să-mi dai mie. Da, e pe chestia aia albă. Pe un motiv pentru care să pleci tu, gen, de acasă. Mi se despăra geamul. Ah, ok. Să nu se despăra geamul. Și mă trimite cu tine la Lidl. Dar dacă vrea să vină. E, vrea el. Zic, nu, bebe, stai și tu acasă. Nu știu cum vorbiți voi. La Lidl. Vreau să-mi iau foietaj. El ar fi vrut și el să vină și mă panica atunci rău de tot. Zice că să mai stăm 15 minute și așa zice că, băi, bine, dacă mai stăm 15 minute, eu nu mă mai pup de nicio curățenie. Gata, băi, ți-am văzut mașina. El zise că, păi du-te cu Robi atunci, dacă cred că Robi pleacă. Că tu te îmbrăcai și se auzea că te îmbrăcai. Te întrebă după Robi unde pleci și tu, la Lidl. În condiție care ziceam că vreau la Lidl și tu zici că mergi la Lidl și... Păi nu știam, mă rog, e fraier, nu s-a prins. Nu s-a prins, da. Pe care le luăm? Unde sunt mai multe, așa? Bă, cred că maxim 10, dar trebuia să fie și cartoane de alea. Aia zic. Ținând cont că e Paștele, dar nu le-am luat. Ok, atunci hai să luăm pe al mai ieftine. Bine, mă, hai, le luăm pe astea, tot au același preț apare. Da, M. Bă, care-ți de-astea mai ieftine? Bă, nu, ale de la Always, în primul rând. Cât îți există? Ketchup dulce. Pune muștarul. Oh, e de ăsta. N-au de la iute. E iute. Perfect. Făină integrală. Asta e de aia neagră? Aia albă, e albă. Uite, și făină albă, uite. Făină unde? Albă. Gata. Una. Ajunge. Luăm două. Pe făină mai aveam acasă, vere. 17 lei să moară. Vreau din aia mai multă, gen. Dar mai e... Uite-o aici. Nu, tot asta. Nu știu cum iau una. Nu pot. Gata, băieți, unde mă însaic mobil. Am cumpărat tot ce aveam de cumpărat, dacă trebuie doar să mergem la locație și să sperăm că nu o să ne vadă Psych pe geam când mergem. Noi o facem și la interior, nu? Nu, doar ne-a spălat la Târgoviște. Cât Nana o să scoată chestiile astea, noi am găsit aici cel mai bun loc unde să facem clipul. Suntem pe cealaltă parte a blocului pentru că o să ne vadă Psych dacă mergem în față și acolo la noi n-avem unde să facem. Sunt prost rău de tot. Da, chiar da. O să dăm prima dată cu ouă și cu ketchup și muștar. Da. Pentru că după o să se lipească făina de el și peste dăm cu hârtie igienică. Și tamponele? Tamponele nu vrei să le lipim pe interior? E, la asta nu m-am gândit. Că alea nu fac mizerie, gen, sunt doar așa de fan. Nu rămâne lipici pe volan și așa? Păi mi-ar rămâne mie lipici. Ok, da, ai dreptate, nu, sunt prost rău de tot. Da, să le lipim pe interior. Hai să punem prima dată alea, pentru că eu nu știu cum deschidem noi după mașina dacă o umplem de chestii, știi? Băi, cât greier are, n-a, să-mi bat picior. Punem două, unul pe numărul din față, unul pe numărul din spate. Ia, ține, mă. Bun. Mamă, cât de bun! E? Pot să lipesc eu? Da, ia. E? Bravo, te-ai descurcat foarte bine. Aș putea să fiu fată pentru azi. Da, nu cred că ai vrea. Hai să luăm stași de ăștia de gunoi, gen să-i porțim. Nu, ei, nici chiar. O să iau unul și o să-l pun direct pe volan. Cum se desface? Are chestia asta. Ah, ok, n-am văzut-o. Gata. Crezi că să se supere gen pe bune? Bă, nu știu, mi-e un pic frică. Cred că o să ne pună pe noi totuși să facem asta. Claxonează, nu claxonează. Pe ăsta. Să-mi bag picior, dar am înțeles eu vreodată cum se folosesc astea, să mor. Ce-s astea? Aripioare. Bun. Ia, bion, băieți. Asta vreau să-mi pun unul deasupra capului, băieți. Fix aici, pe plafon vreau să fie. Cum mai scăldesc? Ah, aici. Te obișnuiești până la finalul pachetului. Pun aele tot în mașină lui, le lăsăm. Tatăl lui Psych, văzând vlogul ăsta. Bă, vrei, dar mor rău de tot. Astea-s de-astea de cai. Nu de cai, de noapte. E necesar să fie așa mare? Da. Pișează, mă, pe voi, mă. Bun. De aia că Psych are locația noastră și vede în timp real unde suntem. Nu cred că o să vină. Mă rog, cam așa arată situația cu tampoanele. Ce amuzant arăți că filmezi tu. De ce? Mamă, dar ce faci? Am făcut și eu cumpărături astăzi ca tot om. Și văd și eu acum lipitoare de
Bă, mă rău de tot, e prima dată când văd astea. Asta am zis și eu. Vrei să dai și tu cu nou sau cea? Cu nou, da, da. Poftim de unde vrei tu. Mamă. Nu, no, Bicu, ce te ștergea cu tine? Adevărat. Nu lipsa. Zic că o să dau vina pe tine că tu ai vandalizat. Da? Băi, știi că nu poți să spargi un ou gen așa în mână? Eu îl strâng tare și nu merge. Nu merge. O să ne prindă până spargi ouă. Băga mea! Vezi că știu să gătesc? Știu să desfac o mână. Bă, dacă bătea soarele mai tare, cred că puteam să-l și facem, nu cred. Ia, fii atentă, Nana. Bă, nu, nu da cu el în mașină, că poate spargi mașina. De ce nu merge să... Bă! Bagă-ți degetul în el gen. Da, așa. Curge, 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 curge. Linge, linge. Gata, am găsit gata. Mă. Unde s-a dus? Nu, e ăsta. Avem două. Unu, două. Unde e? Ăsta s-a spart? Da. Nu vezi? Oh. Ah. Să arunc bere cu unul. Dar mie că îi strâng mașina. Fii gata, ieși pe mine. A dat un pic pe mine, da. A, nu s-a spart, mă. Gata. S-a spart. Bă, oare intră în porpagaj? Nu crede, mă, că atunci când plouă s-a aruncat chestiile din porpagaj. Unde pică? Hai. Poate pică pe mine. Poate pică pe mine, hai. Am un păr, nu știu dacă se vede, dar am un păr. Pe mânerul de la ușă. Nu, e mânerul de la ușa mea. Zai, doamne, ce o să fie când o să-ți facem curat aici? Ce faci? Doamne, cât de rău arată omletă. Cred că am făcut ceva rău, așa se uită lumea la mine. Păi ai făcut ceva rău. Știu că zbura avea ceva din ăla, blocator de parcare cu care dădea așa în mașină. Nu, 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 nu. Că am vrut să-i vandalizez mașina mai tare, dar zice Nana, nu, 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 nu. Ketchup sau muștar, alegeți echipa. Muștar. Bun, eu rămân cu ketchup. Nu, vreau ketchup, vreau ketchup, vreau ketchup. Nu pot, eu nu pot. Cred că poți să fii spărgătorul de pepen cu coapsele astea, ești prost la cap. Îmi dai și mie un pic aici, apoi stau și așa. E bossul, altărâm și altărâm. O să-i fac o inimioară aici? Da. Este cea mai urtă inimioară ever. Nu e prea ușor să scrii cu... Nana! Da. Uite-o pe asta! Stai! Bă, ce-am aici? Ce-am aici? Nu știu, dar nu e ketchup sau ceva. E wow! E wow! Fii atentă, hai să împărțim capota în jumate. Așa. Și fii atentă, asta e partea ta, asta e partea mea, facem ce vrem. Bine. Bă, cât de tare ești, prost? Da. Eu l-am făcut pe domn, nu? Tu l-ai făcut pe el. Scrie, te iubesc? Da. Aaa, uite ce frumos e. No! Pă, ăsta-n față aici. Bă, când ești? Wow, dar miroase. Pași. Da, unde ești? Ai eu un frigider? Puteai să-l cu un opă. Nu, nu strânge, nu strânge, că vreau să trec să dau puțin pe aici. Oh, da. Cred că aici trebuie muștar. Perfect. Vreau să te văd pe tine ce-i faci cu făina pe mașină. Am călcat din nou. O să nu ignor faptul că ai umplut-o de ketchup. Scuze. Ai un briceag la tine sau ce? Nu. A căzut. Am pus mâna pe ketchup. Ce mi-a zis ai înainte să plecăm noi la Lidl? Mi-a zis. M-am atins de mașină. Te-ai pisat pe desenele noastre. E iarnă în desen. Înainte să plecăm, mi-a zis că asta e bluza care a filmat e primul vlog. Super. Bun. Acum cu hârtia și gata, după aia îl chemăm. Nu, așa era în desen. O să se rupă. Oh, mă, cât creier, dar eu am luat cu asta în mână. Stai! Stai așa un pic. Bă, putea. Bă! Bă! Da, n-ai dreptate. Hai mă, prinde-te aici. Sper să... Am scăpat hârtia în ketchup. Mă rog, sper să nu-i afecteze ketchup-ul vopseaua. Știe mă, Nana, să vandalizeze. Nu le-ai zis că vii? Bun. Tu bă, încoa, că știu unde să-l pun. Unde s-a dus? Băi, am băgat camera în gunoi, sper să ne vedeți. Mamă, ce frică mi-e de reacția lui, mi-e atât de frică. Ai prins-o? Da. Bun. Camera. Unde e? De cât timp sunteți aici, băieți? Uite, așa. Clasic. Eu zic că e suficient. Și eu zic că e suficient. Chiar pare suficient. N-avem ce să-i facem mai mult, că o umplem cu hârtie, bate vântul și o ia. Așa că păstrăm hârtia asta. Nu pentru că suntem sărași și n-avem acasă sau ceva. Mamă, dar cum o băgăm în mașină, Nana? Ce faci, Dori? Auzi? Ia, vină până în față, Lazbor, că ne întâlnim cu ei și să că mai stăm cu Robi și să cobor și tu repede. Nu și Lazbor, lască și cu tine. Bine. Hai, până Lazbor. Hai, te iubesc. Zi, vină prin terasă, gen pe afară.
Si ca! Vezi, dragă, mi-ai spălat în târgoviște. E terminat, e. De asta mă băiat ăsta la idol, că-mi va piciorul. Vezi că miroase numai ouă acolo. Deci ne simți rău de tot, că-mi va piciorul. Ce glumă 2018 facem? Da, mă, și în interior mi-ai făcut-o. E plin de tampoane cu ketchup acolo. Ne-ti. Și știi unde e ketchup-ul? E în interior, pe geam. Bă, cine simți? Da, am bucat de bunerul cu ou. Uitam pe fain, maică, trecut de naiba, ouă. Ne-am gândit la asta. Bă, nu mai deschide că scurge făină în mașină. Bă, a scris Nana, sorry, te iubesc, da? Nu se mai vede că a picat aia pe ea. Ce aici am făcut un omuleț. Ce frumos. Da, o să am și eu. Ai venit singur. Mi-ai luat cheia de la mașină. A luat-o Nana, s-a furișat în dormitor. Ia, ia-o tu. Mersi. Cu plăcere. M-a sunat Nana, îi face, bă, vină la zbor, că vreau să arăte ceva. Zic, mamă, să vezi că a făcut zbor, mare avion, de merge pe roz, de face pe aici. Uite avionul. De tip. Tip. Bă, trebuie să-l luăm cubul Rubik, să-l spargem pe mașină. Nu! A învățat să facă cubul Rubik. Nu știi că așa nu se mai iau, nu? Bă! Bă, și-am întrebat-o pe Nana, rămâne lipici? Bă, nu se ia de pup. Bine, aia întoarsă, mă, după alcantar. Da, frate, scuze. Hai, bă, mergem să te spălăm, da? Capota mi-a faci și mie, dar zice că n-am primat. Are vreo două găuri aici. Că-ar vedea tata mașina asta acum. Ne speri acum? Da, hai. Zile la băieți, să abuneze. Abonați. Mi-am asumat că eu am făcut asta, bă, băiatule, dar nu văd nimic să conduc în față, jur, pe cameră se vede mult mai bine. De fapt, în realitate, bă, nu văd. Acum merg să-i spăl mașina, că așa e frumos. Și nu vreți să știți ce fel se uită toată lumea la mine. Money light, I'm a run it.